care au mai fost lămurit niciodată. Legate de ce anume? Mai de mult, o reluare. Cum... Dosarul din 2009? Da, e o reluare. Stați puțin, vă rog, că nu vă lăsăm. Sau sunteți suspectat de ceva? N-am audiat. Atunci era dumneavoastră, erați acuzat de un tânăr. De abuz în serviciu. Sunteți suspect sau martor? Nu am cablu. Nu este nimic decât o procedură pe baza noi conduse. Ce statut aveți, de suspect sau de martor? Nu știu, nu am de cablu, nu am cablu. Nici am înțeles exact. A fost preluat dosarul de un alt procuror și de aceea v-au chemat? Nu. Dar ce v-au întrebat procurorii? Toate dosarele se reiau cu noua conducere. N-are nicio legătură conducerea cui? DNA-ului? Sau cui care noua conducere? Noua conducere a DNA-ului a reluat toate cele dinainte. Asta e procedura. Bun, și substanța acestui dosar este legată de ce anume? De abuzuri? Presupuse abuzuri ale dumneavoastră sau ale cui? Ce s-a întâmplat atunci? Nu s-a încercat să-l ajutați pe acel tânăr să ajungă preot mai repede? Ce s-a întâmplat atunci? A fost filmat cu o cameră ascunsă de către un reporter. V-au spus că ați fost pus sub urmărire penală? Nu. Vi s-a dat vreo interdicție? V-ați fost... Nu am nicio interdicție. Și vi s-a spus că vedeți mai fi citat, mai dați explicații? Nu mi-a spus, pentru că nu are decât această bază. Schimbarea conducere a adus o reluare a procedurii. Păi bun, dar nu puteți să închid? Superiorii dumneavoastră despre asta. Ce v-au spus acum? De ce v-au chemat? Când nu am conducere, are deschis. Atât. Vă afectează la imagine această citare? Sunteți cu conștiința încurată, împăcată? Dar bineînțeles că doar lucrurile au fost lămurite și încheiate. Părinte, dumneavoastră ați mai fost implicat și în alte scandaluri, la partea funerară. Este foarte bine când ești acuzat fără să fie motive. Eu mă simt mai bine decât dacă n-aș fi acuzat. Păi și ce percepte religioase bisericești respect o asemenea chestiune? Da. Se acuză un om pe nedrept. Se calcă porunci. Cel mai acuzat a fost Mântuitorul. Și apoi apostolii și mucenici. Bun, să revenim un pic la dosar. Ce v-a întrebat exact procurorul? Eu mă simt foarte liber, chiar glumeam că lipsesc acele scenarii prin care am putut să fiu mai liber în conștiință. Ce zic superiorii dumneavoastră despre asta? Dar ce să zic? Dar nu contează ce zic. Dar nici mândrie nu poate fi să ajungeți în Dar mândrie nici nu trebuie să fie. Mândria n-are legătură cu... Gata, vă mulțumim, haideți, vă rog frumos. Sunteți curat, părinte? Da, bineînțeles. Hai să rămânem de acolo.